Domnule Tătaru, văd tot mai multe voci în Partidul Național Liberal care spun că dumneavoastră sunteți o variantă mai bună decât domnul Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Chiar zilele trecute, domnul Benoni Ardelean spunea la puterea știrilor că ați fi omul dorit așa la Ministerul Sănătății în această perioadă, în locul Vlad Voiculescu. Dumneavoastră v-ați întoarce la minister? Știți cum e? Sfârșitul anului ne-a găsit după o perioadă destul de grea, cu anumite realizări, dar și cu anumite perspective. Numai că suntem un guvern de coaliție, suntem un guvern politic în care deciziile și negocierile au dus la starea de fapt pe care o avem astăzi. Am fost un profesionist într-un scaun ministerial într-o perioadă de criză. Vreau să cred că am făcut ce trebuia și vreau să cred că și, eu știu, următorii miniștri ai sănătății vor face în așa fel încât, să spunem, 2022 să ne găsească altfel din punct de vedere al sănătății românilor. La întrebarea dumneavoastră, sunt președintele Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deputaților, unde, ca o parte a doua, cred că, activității mele de anul trecut, intervine acea reformă în sănătate, legislația. Suntem un legislativ și cred că pot face de aici multe lucruri, cum am făcut și la minister. Restul, ce ne va rezerva viitorul, vom vedea. Deci nu v-ați întoarce acum la Ministerul Sănătății? Când va fi nevoie, dacă va fi nevoie, mă voi întoarce. Dar în acest moment avem un ministru, avem o abordare, eu sper să fie cea corectă.